Două tinere și patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani au fost reținuți de procurorii Dicot Vrancea, fiind bănuiți de trafic de droguri de risc și de mare risc. Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea au efectuat numai puțin de 13 percheziții domiciliare pentru destructurarea unei rețele de traficanți care acționau în județele Vrancea și Buzău. Au fost ridicate ca probe cannabis, doze de amfetamină, bancnote pentru prizat, droguri, dar și o armă neletală. 24 de persoane au fost duse la audieri.